Nu pot să țin ură față de nimeni. Eu nu pot să... Nici chiar pe Angelescu n-am cum să-l urăsc. Că dacă l-aș fi urât, înseamnă că era foarte important să-mi afecteze în atât viața încât să îl urăsc. Nu, am avut divergențele care am avut cu el. Eu te cunosc mai bine așa, tu urăști doar femeile, bărbații nu-i urăști. Da, nu, femeile nu, pe bărbații urăsc. Știi că ce-am dat, domnule, sunt rasist, nu-i suport pe unguri, da, unguraicele n-am nimic, nu-i suport pe francez, dar cu francezele n-am nimic. S-a rezolvat până la urmă cu Rareș și Ilie Florin, v-ați înțeles? Acum, pe 18 octombrie avem proces. Nici cu Sefer nu s-a rezolvat, cu toate că a dat declarație live că la Sefer am procente. Și nu-ți mai recunosc procentele acum, nu? Nu, se desparte greu de bani, domnul Angelescu. M-a dat în judecată că l-am făcut escroc internațional și a câștigat. Trebuie să-i achit 5.000 de euro. Ah. Hey, spune-i să scadă din aia care are sede. A cerut 35.000 în instanță și a acordat instanța 5.000. Adică i-am prejudiciat imaginea. Imaginea lui 5.000 de euro face. Ce, o să-i dau banii. I-ai plătit? O să-i dau acum, da. Vreau să fac o cerere de aia, să-i dau 50 de euro pe lună. și tu ești... Cu țepii tăi. Dau toți banii dacă îi acceptăm direct din cu sac de la de monede. Cum să te... Dar eu i-am propus altceva. I-am zis, bă, fii atent, îți dau 35 cât ai cerut tu. Nu ai să ieși să recunoști că ești escroc. Atât. N-am vrut. Atunci o să-i dau 5.000.